Maria Niță este boxerul care a reușit să câștige locul întâi la Cupa Vâlcea. La competiție au participat 200 de sportivi din toate colțurile țării, dar argeșeanul nostru a reușit să se claseze pe primul loc. Rezultatele: Niță Marian a luat locul întâi, câștigând ambele meciuri. Dumitru Marius a câștigat primul meci și a pierdut în al doilea, tot în compania eternului rival, campionul României, sportivul de la Sibiu, Suciu Vasile, a pierdut în finală cu acest sportiv. Chiar dacă nu au reușit să câștige, fetele au avut o evoluție foarte bună. Da, fetele au avut o evoluție destul de bună, apreciabilă. Este una din fetele noastre de la tineret care a făcut două meciuri foarte, foarte bune. După locul întâi obținut la Cupa Vâlcea, boxiorii din Mioveni se pregătesc pentru campionatele naționale, care vor avea loc între 27 februarie și 6 martie.